Bună ziua, dragii mei, o să învergi și în videoclipul de astăzi vom vorbi despre aprecierea calității grăsimilor alimentare. Aprecierea calității se face pe lotul verificându-se ambalarea și marcarea determinărilor organoleptice privind aspectul, gustul, mirosul, culoarea. Pentru grăsimi solide, aspectul și culoarea se verifică atât în stare solidă cât și topită. Determinările fizico-chimice ca aciditatea liberă, indicele de iod și conținutul de săpun sunt obligatorii. Celelalte verificări incluse în tabele de caracteristici fizico-chimice se fac la cererea beneficiarului. Cu stimă și respect față de persoanele care mai videoclipul, sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la un videoclip. Nu uitați să dați like, dislike și dacă vă plăcut un pic mai mult, dragii mei, abonați-vă.